Oameni buni, am reîntors la secretele Brașovului și după legi și birocrație și biometrice și tot ce am discutat în prima parte a emisiunii, deja sunt atât de încărcat de atât de multe informații în partea aceasta cu protecția datelor, încât haideți să discutăm în a doua parte despre ceva mult mai frumos și mai relaxant. Și muzica este un astfel de fenomen. Am plăcerea să am alături de mine astăzi pe domnul maestru Anton Niculescu, managerul Filarmonicii Brașov și unul dintre cei mai renumiți violonceliști ai țării. Bine ați venit, domnule! Bine v-am găsit! Și nu numai țării! Îmi face mare plăcere să revin la dumneavoastră în studio. Mulțumesc pentru complimente! Da, sunt pe muncă, clar. Cineva auzi cântând în mod cert știe despre ce vorbesc. Joi seară la Filarmonica a sărbătorit 140 de ani de activitate concertistică, Filarmonica în speță au fost sărbătoriți, și a fost un concert simfonic extraordinar aniversal la Sala Patria. Știu că aveți și foarte multe în plan, dar vreau să vă las pe dumneavoastră să vorbiți, să-mi spuneți cum a fost și de ce vă pregătiți. Hai să o luăm pe rând. Extraordinar, într-adevăr, a fost, pot să spun, am pregătit un cuvânt acum mi-a venit, strălucitor. Cred că se potrivește și mai bine. A fost un concert strălucitor, într-adevăr. Pentru această aniversare a Filarmonicii de 140 de ani, Filarmonica a înființată în 1878, în 6 mai, a devenit în 1949 Filarmonică de stat și iată-o azi în Sala Patria, cu diverse peripeții, trecând pe la Teatru Dramatic, pe la Cercul Militar, în alte săli inadecvate, improprii pentru Filarmonică. Azi ne bucurăm de o sală splendidă, extraordinară, care prin, știu eu, grija orașului, primăriei, ne-a fost atribuită acum 4 ani și jumătate. Avem de asemenea un pian extraordinar, un Steinway, un Stradivari, pot să spun, al pianelor, cumpărat nou acum 1 an și jumătate. Deci suntem dotați extraordinar de bine. Acum se achiziționează instrumente, contrabași, tromboni, arcușe, pentru foarte importante arcușele la vioară, instrumente de suflat. Deci încet, încet ne facem toată garnitura, dar chiar așa fiind, muzicienii noștri, ca sunt de o mare calitate, de curând au fost integrați în orchestră niște tineri, violoniști, violonceliști, absolvenți ai conservatorului local de aici, de la Facultatea de Muzică, de mare, mare viitor, care între timp fac, unii dintre ei fac și concerte în alte localități, de asemenea fac concursuri internaționale. Așa. Pot să vă spun că orchestra seara a sunat extraordinar de bine, bine, și sub mâna unui mare dirijor, că asta aici vreau să ajung, e vorba de Cristian Mandel, da, celebrul dirijor român, care este afirmat de 10 de ani de zile în toată lumea și care a abordat un program deosebit, Dvorak. Dvorak care îți merge la inimă. Tot ce a scris Dvorak este frumos, nu există lucrări mai. Aseară s-a făcut Sinfonia 8-a, celebra Sinfonia, și încă ceva, concertul de violoncel în si minor al lui Dvorak. Pentru mine personal, concertul care îmi place cel mai mult. Un concert poate numi și sinfonie, pentru că este așa de amplu și unde partea solistică a violoncelului este așa de duioasă de și tehnică, sigur că da, dar de o mare, mare anvergură acest concert. Acest concert prinde sala, prinde pe oricine. L-am avut solist pe numai puțin celebrul virtuos rus, reprezentantul școlei ruse, profesor la Moscova, premiant al concursului Tchaikovsky, al concursului Casadou de la Florența. Vă fac o paranteză, în anii 80, când a câștigat acest concurs, eu eram prim violoncelist al operei din Florența, al Teatrului Maggio Muzicale, și el a câștigat și de atunci ne cunoaște, din anii 80. El mai fusese cu 2-3 ani înainte în România, cântând chiar la Brașov cu maestru Ilarion Ionescu de Galați. Da. Ne-am reîntâlnit după mulți ani în Austria și în sfârșit am reușit să-i fac o invitație acum 2 luni și jumătate și a acceptat să vină acum aseară a fost concertul. Au uimit publicul, au uimit lumea, au uimit orchestra
cu această interpretare formidabilă a concertului de violoncel de Dvorak. A fost un program admirabil, cu bisuri ale lui, ale orchestrei, lumea încântată, au fost niște discursuri înainte ale maestrului Mandel, a domnului viceprimar Costel Mihai, care se ocupă de cultură, maestrului Galați, care din sală a spus câteva cuvinte, domnului profesor Vârlan de la conservator, de la facultatea de muzică de aici, eu am spus tot de asemenea câteva cuvinte. Orchestra a fost încătat. A urmat după aceea un mic cocktail, au fost câteva cupe de șampanie, mai multe cupe de șampanie pentru toată lumea. S-a terminat într-un mod glorios, da. Așa și da. Se cade da. La 140 a fost ceva superb, da. 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 Da, știu că nu vă opriți aici și acum trebuie să destuim că aici suntem la Secretele Brașovului, asta nu e neapărat un secret, dar luni se mai întâmplă ceva. Da. Și vreau să ne spuneți puțin, eu mi-am notat aici, dar vă las pe dumneavoastră că le spuneți mult prea frumos față de cum le zic da. Eu așa. Da. Nu, când spun celebru sau formidabil, nu exagerez cu nimic, pentru că acum o să spun că luni 7 mai, la Sarea Mare de la Patria, iar 8 mai, la Ateneul Român, va reveni în România legendarul, iată un cuvânt iarăși deosebit, și așa este, legendarul pianist italian Bruno Canino. Este legendar pentru că a cântat cu cei mai mari muzicieni de pe acest glob și eu îl cunosc din anii 84-85 de la Scala din Milano, când l-am întâlnit prima oară. Am lucrat cu el în Elveția, am lucrat cu el în Italia, în Germania și cam de 15 ani vine foarte, foarte regulat în România. A fost la toate edițiile festivalului care l-am organizat în Brașov, Marile Serate Muzicale, și care continuă în București de asemenea. Va fi și la vară, în iulie, la București, 6-7-8 iulie, la Marile Serate, la Ateneul Român. Da, dar acum să revenim luni împreună, deci vor fi niște sonate de Brahms, tot programul va fi Brahms. Două sonate pentru violoncel și pian de Johannes Brahms, sonata în mi minor și sonata în fa major, și între ele am intercalat o piesă virtuozistică pentru vioară, Scherzo, sonată în zaț. Nu face parte, este de sine stătătoare și eu am făcut o transcripție pentru violoncel și pian. Sună foarte, foarte bine și la violoncel. Deci va fi Brahms, sonata mi minor, sonată în zaț, Scherzo de Brahms, și în final sonata a doua de Brahms. Un program complet care sigur va place la toată lumea și îl repetăm, vă spunem și la București. Marți la Ateneu. La Ateneu, da. Mergeți la Ateneu. Ați fost în multe săli, exact cum aș amintit aici câteva numai, că e Florența, da. Că e Milano, da. Că e... Da. Vreau să vă întreb vis-a-vis de acustică, pentru că au fost tot felul de probleme. Mie sala Patria mi se pare bine realizată din punct de vedere acustic, la cât mă pricep eu cu urechea mea de realizator de emisiuni de televizor. Cum mi se pare acustica sălii Patria din punct de vedere al concert, al dumneavoastră? Sonorității pe unei orchestre sinfonice. Da. Ce să vă spun, este o sală care ne-a fost atribuită de primărie în momentul în care noi ne chinuiam de ani de zile la cercul militar, o sală cu ciment pe jos și... Acolo chiar era... Da, nu era chiar cazul, sigur că da. Deci am avut șansa să se construiască aceasta. S-a transformat un cinematograf într-un mod foarte bun, extraordinar de frumos. E făcută modern, are o acustică foarte bună, da? Sigur, nu este foarte mare, dar nici Brașovul nu este foarte mare. Exact, până da. La urmă avem cam 350 început. De locuri, mai precis 327 sau ceva. Din punct de vedere acustic, e o sală excepțională. E situată în centrul orașului. Da, suntem foarte mulțumiți, o are acustică extraordinară. Chiar acum sunt curios cum va ieși această înregistrare specială care am făcut-o ieri. Pentru că au fost 4 camere, a fost ceva deosebit, a fost o firmă care de-a înregistrat asta și vreau să o difuzăm în toată România și în străinătate. Sper să ajungem la canalele Mezzo sau Arte, sau că a fost un concert impecabil, de o mare ținută artistică. Și în felul ăsta să dăm puțin drumul filarmonicii din... Minunat din, și bucurie, pentru da. Că, de ce vă întreb, de multe ori brașovenii sau cei care...
sunt aici în zonă spun, domnule, nu e așa o activitate, o efervescență culturală. Dar eu întreb de multe ori, da, v-ați interesat? Adică ați fost la vreun concert sau ați fost la opera, ați fost la acolo? Păi că nu am prea fost. Păi de ce? Păi nu știu când, cum, ce se joacă. Păi... Mie mi se pare că se întâmplă multe lucruri în oraș. Foarte din punct de vedere cultural. Foarte extrem. Bun, nu suntem poate la un nivel Milano, evident, dar față de ce era, nu știu, acum câțiva ani de zile, mie mi se pare că se întâmplă destul de mult și de calitate, că aici vreau să ajung. Adică, cum spuneați, nu vine chiar oricine și nu... Eu personal și, credeți-mă, că am umblat în lumea asta și am văzut orchestre. Situez orchestra din Brașov între primele trei orchestre românești. Asta e ceva, venită din gura dumneavoastră, în mod cert. Da, cu siguranță. Da. Acum vreau să fac o paranteză, o mică glumă, că celebrul violonist Isaac Stern a murit de mai mulți ani, unul dintre cei mai mari din toate timpurile, a fost întrebat de un reporter. Maestre Stern, spuneți-mi, cine este cel mai mare violonist din toată lumea? Să vă spun ceva, nu știu cine este primul, dar eu sunt al doilea. Foarte frumos interesant, spus, da. Grozav. Da, foarte frumos. Deci asta vreau să vă zic, că orchestra din Brașov, încet o să vedeți că avem tineri muzicieni angajați acum de câteva luni, spunem altfel, absolvenții ai facultății de muzică și încet se acopere unele mici deficiențe, să spunem așa. Dar maestru Mandel a fost plăcut impresionat, că n-a mai fost de un an și ceva, de doi ani, a zis, dom'le, cine sunt ăștia? Dom'le, dar sunt altfel, orchestra. Violoncelistul rus a zis, excepțional orchestră, n-a mai cântat de mult cu așa orchestră și concertul foarte greu, partea de orchestră al concertului de Dvorak. Ai și ceva super, splendid. Așteptăm să vedem și asta. Iar la Brașov, există, cum, fiecare seară aproape câte ceva. E opera, care are nu știu câte reprezentații pe săptămână. După, e teatru cu multiple premiere. Deci ai un să mergi la Brașov. E festivalul acum, iar un festival. Teatru de păpuci, care tot așa are niște lucruri foarte interesante. Mai fac și concerte cei de la liceu de muzică, cei de la facultate. Este Biserica Neagră, care în fiecare duminică are concertele de orgă în cea atmosferă. A fost Gloria Domini și în jurul orașului. Nu se întâmplă foarte mult în Brașov. Pentru un oraș de aproape 300.000 de locuitori. Asta voiam să vă completez și eu, adică în momentul în care o să vedem sălile astea pline pe peste tot pe unde se întâmplă, atunci cred că putem să ne punem problemele, ok, mai avem nevoie de mai multe evenimente, săli mai mari, de așa mai departe. Până atunci... Eu cred că la noi o să fie în curând această situație. O să fie cam pentru că avem cam totdeauna aproape plină. Aproape plină, totdeauna. Da. Chiar aseară a fost arhi plină. Da. O să înceapă bișniță cu biletele. Da. Să dea Domnul să fie așa, că știți, pe vremuri era bișniță cu biletele de la fotbal. Te duceai și la fotbal, găseai bilete. Asta e primul semn că totul merge foarte bine. Exact. Și în momentul în care cultura, în momentul în care ajunge să facă bișniță în ghilimele pentru cultură, pentru biletele de la cultură, deja e altceva. Cum e, de fapt, și vreau să facem puțin trecerea, că dau și eu din casă aici, că vorbeam cu dumneavoastră și îmi spuneați că vă place ca și un loc foarte frumos în afara României, unde ați concertat în Milano. Și ziceam că acolo de multe ori cred că un bilet nu prea îl găsești. Sunt niște prețuri destul de... Sunt vândute poate și cu un an înainte. Da, exact. Biletele, da. E adevărat, eu am fost an de zile prim violoncelist la Marele Teatru Scala di Milano. Opere, dar se făceau și concerte simfonice și balet și așa mai departe. Sigur, este o sală cu tradiție de acum 300 de ani, o sală formidabilă cu acustică, faci și așa la ultimul etaj și sună bubuie. Da, sigur, este și altceva și sunt și alte posibilități materiale. Orchestra nu sunt numai români. Sau internațional. Că, în timpul ăla, vreau să vă spun, ca invitați. În timpul ăla erau destul români, de mulți români, acolo, în timpul când eram eu. Așa? Deci invitați, în afară de românii, de cea mai bună calitate din orchestră, erau americani, erau ruși, erau unguri, erau... Deci o orchestră internațională, dar preponderau românii, vă spun, 5, 6, 7 persoane de mare calitate, care după aia au plecat. Pentru că pe timpul ăla nu se plătea chiar așa de bine și s-au dus la orchestră din Germania, la orchestră din Statele Unite, unii au plecat în Australia și au făcut acolo carieră, au făcut... Deci generația mea din conservatori din anii 77, 76, 78, toți sunt foarte bine în situații în marile orchestre ale lumii,
concertmeister sau primul sau al doilea, sau profesor la marile universități din Statele Unite, din Germania, din Elveția, da, cam toată lumea. Deci școala românească, vă spun că a fost foarte apreciată și este încă foarte apreciată, pentru că profesori care vin cu, spuneam, de școală de la Moscova, cu școala aceasta de la Moscova, pentru că rușii au fost întotdeauna. Întotdeauna au fost puternici la capitolul ăsta. Dacă ar fi acum să, nu știu, să îi dați un sfat, să îi dați o îndrumare unui tânăr care vrea să se ducă către conservator sau în zona asta, ce ar spune? Nu știu, mă refer așa la un mod cât mai franc cu putință. Da, tânărul respectiv trebuie să fie în primul rând foarte talentat. În general, noi suntem foarte talentați, românii suntem foarte talentați. Acum, asta depinde și de foarte mult de familie, de unde provine, de posibilități materiale, pentru că în momentul când te apuci de pian, îți trebuie un pian acasă. Bun. Nu orice pian. Da, nu orice pian sau de ăsta electronic, nu, îți trebuie un pian în primul rând, după aceea trebuie timp, îți trebuie un profesor bun, îți trebuie un anturaj în care să fii crescut, poate, cu muzica așa, pentru că nu poți. Nu, așa chiar de la zero? Nu prea se poate chiar asta. În general, pe timpul comunistii spuneau, domne, muzica e pentru toată lumea și veneau oricine și asta. Într-adevăr, este pentru toată lumea, dar trebuie să ai totuși. Nu poți chiar așa să intri de la... Știu, de nicăieri așa. De nicăieri să vii din Delta și să începi să cânti operă sau să faci chestia asta. Deci trebuie puțină. Deși George Georgescu e plecat de la Sulina, poate cel mai mare dirijor din toate timpurile român. George Georgescu, care mi-a fost și naș, m-a botezat. Dar asta vreau să zic că... Deci excepții mai sunt, dar... Da. Sau maestru Enescu, George Enescu, da, care a plecat într-un sat din Moldova, din fundul Moldovei, nu? Dar bine, a fost îndrumat de preotul satului, care poate cânta la vioară, mai erau și un profesor Luca Udela. Deci tot are acoperire, deci are ceea niște, ce spuneți dumneavoastră. Da. Dar un tânăr în ziua de astăzi, sigur că da, se gândesc părinții, dumne, bun, termină conservatorul, ce face după aia? Ce face după aia? Termină, bun, cu notă mare sau grozavă, în primul rând trebuie un instrument. Un violonist, ca să reușească, sau un violoncelist, este un instrument foarte bun. Prețurile au sărit la instrumentele mari, italiene sau franceze. Și ca să iei un instrument foarte, foarte bun, îți trebuie 20, 30, 40, 50 de mii de euro. Dacă vei ceva și mai grozav, ca să apari în fața lor, îți trebuie 200 de mii de euro. Că altfel nu poți să te prezinți cu un concert de Beethoven sau un concert de Paganini sau nu știu, în fața unei orchestre. Deci nu pot, nu se poate, nu se poate. Și nu ca să sună cum trebuie, e clar, deci nu sună, da. Deci sunt niște chestiuni materiale. Bun, și un tânăr care termină conservatorul, bun, a terminat ce? Unde? Ce face? Da. În orchestre din țară nu prea mai sunt locuri. Sau tu ești din București, poftim. Și un loc la Botoșani, și sunt poate locuri, sau la noi sunt locuri. În primul, nu mai există posibilități de angajare, posibilități tehnice, posibilități materiale ale primăriei, nu se mai pot angaja. Sunt niște mari probleme acum. Bun, și chiar dacă e loc, tu vin din București, câștigi poate 1500 de lei, 1800 de lei ca începător. Ce faci? Unde stai? Nu te poți descurca de banii aia. Ce mănânci? Da? Deci nu. Mulți se gândesc, bun, poate plec în străinătate. Nu se mai poate, pentru că este o concurență extremă. Sunt toți rușii din toate republicile sovietice care au fost. Japonezi, americani la orchestrele mari. Unde se plătește? Sunt concursuri unde pentru un post de violonist îți vin 30-50 de violoniști formidabili, cu instrumente bune și astea. Ce faci tu? Care tu vin din România, n-ai un ban în buzunar și vrei să... Deci nu se poate. Cât ai fi tu de bun? Plus că sunt și sforării. Deci nu... E foarte greu. Din ce în ce mai greu. Și trebuie să ai o șansă extremă ca să poți să reușești. Deci asta este marea problemă. Da. Da, cei care sunt locali, de exemplu din Brașov, facultatea care produce niște elemente foarte, foarte bune, cei din Brașov, ne orientăm pe plan local. Ce să facem pentru oameni? Și poate cineva... Ușor. Da, sau poate dacă este o familie de doi muzicieni, vin și se stabilesc aici, într-un fel. Dar probleme cu angajările. Că aici este o mare problemă. Nu se mai fac angajări decât pe perioade determinate. Bun. Și tu vii, bun, cât? Păi, maxim, să spunem, în 6 luni sau un an de zile. Ce faci după aia? Abia te încropești undeva,
Da. Viață de artist, cum da, spune da, poate da, da, cineva, da. Părinții care zice ce faci că viață de artist. Deci, oricum, până la urmă, mi se pare că este și acest domeniu, ca și multe altele, dacă vrei performanță, e făcută pentru cei tari și pentru cei talentați și pentru cei care perseverează, nu? Adică trebuie să fii tot timpul acolo, da. Și să ai probabil multă răbdare. Că... Așa este. Cu toate sforțările Ministerului Culturii, al învățământului, să facă posturi și asta, te izbești de lucruri mici, locale, care sunt determinante în final. Da. Așa, în încheiere, mai avem mai două minute. Ce planuri mai aveți? Că știu că dumneavoastră tot timpul creonați, mai faceți, mai mergeți, turnee, planuri de viitor, așa, pe da. În partea următoare? Până la sfârșitul stagiunii va fi pe 29 iunie. Vor fi două mari concerte. Unul va fi al lui Dan Grigore, vestitul pianist, Dan Grigore, care cam de 10 ani nu mai vine la Brașov. Din ce cauză? Nu exista pian. Și a spus, până nu cumpărați un pian ca lumea, nu mai vine acolo, nu mai cânt pe toate joasele care le aveți acolo. Pare foarte rău, vă iubesc, dar nu cânt pe orice instrument. Acum avem pian și l-am convins. Dane, te rog mult, minunat. Avem pian. Haideți, o să vină cu numai puțin celebrul Mișa Kac. Dirijor de origine rusă, locuiește la Cannes și ei au studiat împreună, au studiat la Sankt Petersburg, la Leningrad pe timpuri și sunt foarte, foarte... Când cântă în România Dan Grigore, vrea, fără excepție, Mișa Kac. Dan Grigore va cânta concertul imperial de Beethoven, iar Mișa Kac va face o simfonie. Va fi un program Beethoven, așa. După aia va fi iarăși un concert foarte, foarte interesant, susținut de Vladimir Mendelssohn. Vladimir Mendelssohn este, în primul rând, colegul meu drag de la Filarmonica din București, cu care am cântat în toată lumea, violist, violă, așa, care a fost profesor până acum de curând la Paris, la Conservatorul Național de la Paris, profesor la Essen, locuiește la Haga și vom face un medalion Mendelssohn. De ce? Tatălui, Alfred Mendelssohn, a fost președintele Uniunii Compozitorilor din România pentru mai puțin, numai, da, 22 de ani, 24 de ani. Înainte fusese, între anii 46-52, directorul și dirijorul operei din București, Alfred Mendelssohn. Mare compozitor, nu prea se mai cântă ziua de azi, deși a scris superb. Așa? Și se va cânta iarăși ceva de o piesă mică a bunicului lui, care s-a numit Leon Mendelssohn, a adus în anii 1920, de George Georgescu, cum vă spuneam înainte, de la Viena, de la opera din Viena, împreună cu Iosif Pruner, creatorul școlii române de contrabas, un virtuos al contrabasului, adus de George Georgescu, de la opera din Viena, plătit în aur în timpul ăla. Da, au venit el și cu Leon Mendelssohn de acolo, violist și contrabasist. Au reformat Orchestra Filarmonică din București, vor cânta și două, trei piese de Leon, dar Vladimir, prietenul meu, este descendent din familia marelui Felix Mendelssohn Bartholdy. Chiar am vrut să vă întreb dacă are vreo legătură. Mare legătură, că e descendent. Da. Așa și direct. Și vom face Sinfonia Italiană de Mendelssohn Bartholdy cu orchestra cea mare a Filarmonicii și cu dirijor Ionescu Galas, pentru că Ionescu Galas a fost foarte bun prieten cu Alfred Mendelssohn, tatălui, și va fi la o discuție în prima parte împreună cu criticul din București, cel mai cunoscut critic, poate, Dumitru Avakian. Așa, care va veni să spună două cuvinte. L-a cunoscut și el pe Alfred Mendelssohn și pe Vladimir Mendelssohn și o să facem o discuție în primar cu niște exemplificări, niște piese. O să cânt și eu niște piese de Mendelssohn Bartholdy. Va participa și cunoscutul pianist brașovean Horia Mihail cu noi, va fi împreună. Va fi Iulian Rusu, care este director artistic al filmului, clarinetist. Va fi o seară superbă, superbă. Deci nu ducem lipsă, nu. Nici de planuri, și între astea vor fi tot așa. Și... Săptămâna viitoare o să vină o fată de 17 ani, o japoneză care, nu știu să crezi, o virtuoză a viorii, ceva incredibil, incredibil, cu un dirijor american și așa mai departe. În fiecare săptămână ceva foarte, foarte, deci, interesant. Deci ideea e să urmărim. Domnul maestru Anton Niculescu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Secretele Brașovului. Sper că i-ați făcut pe cei de acolo să vină mai aproape și să cerceteze, să caute, pentru că au de ce să vină la Filarmonica. Mulțumesc mult. Sunt ca acasă la dumneavoastră aici. Da, îmi place că
sunteți deschiși și așa apreciați. Și trebuie să fie față de lucrurile frumoase. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Oameni buni, mergeți că aveți ce auzi și aveți și ce vedea la Filarmonică. Să ne revedem cu bine săptămâna viitoare. La revedere!